Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Între timp, în țara europeană România, furnizorul de apă caldă și căldură al capitalei patriei noastre, Termoenergetica, mai cunoscută și sub numele de Radet pe vremuri, acuză locatarii că fură apă caldă din calorifere, ceea ce a provocat și indignare și ilaritate printre cum fură locatarii. Da, mai mulți abonați ai sistemului centralizat de termoficare, relatează presa, de pe Bulevardul Libertății din București, acolo pare să fie un cuib de hoți. Hoți de apă din calorifer. Deci oamenii de apă caldă. De calorifer. S-au trezit cu niște afișe lipite la intrarea în bloc de Termoenergetica. Sunt afișe, cum să spun, cu tot ce trebuie, ștampil, antet, nu știu, în care sunt avertizați să nu mai fure apa caldă din calorifere, că o să ajungă la pușcărie. Și Termoenergetica avertizează în același anunț că apa din calorifere este, de fapt, otrăvită. Aoleu, asta nu bea. Ăștia au crezut că e adevărat aia cu a băut și apa din calorifere. Eu speră de bețiv. Dacă vă fății zice, băi, scrie-le că e otrăvită. E și minerală? Da, e caldă minerală. E mineralizată, clar. Da, sau vine direct șpriț în calorifer, da. Și atunci vine cu presiune foarte mare. Cine a stat la ultimul etaj în vreun bloc vreodată știe că din când în când mai trebuie aerisite caloriferele când se bagă apă, când se baga apă caldă pe vremuri. Se bagă, se bagă. Da? Adică se aerisește și la noi, dar bine că eu sunt încă la centralizată, da. Da. Dar tu mai ai apă caldă în calorifere? În prezent? Da. Da. Serios? De ce? Aplicația ta ce zice? Așa, uite, o să mă uit. Da. Și dacă îți scoți apă, dai drumul la aerisire, mamă, vine cu o super presiune. Așa. Deci, ce dușuri se fac cu apa caldă din calorifere. Aia cu presiune, nene, nu. Doamne ferește, să se spargă vreun calorifer, că adevărul e din norocire bine. S-a spart odată într-un bloc în care stăteam. Se mai întâmplă. S-a spart la o doamnă care stătea câteva etaje mai jos la avă cerului. Imposibil, da, imposibil de... Mamă, plus că dacă e fiartă, te e norocire, n-ai ce face. Acum îți face praf în casă. Aici nu mai au risc. Da, trebuie să schimbe practic tot parchetul. La mine astfel de tragedie nu se poate întâmpla, că are 35 de grade apă din calorifer la momentul de față. Dar în altă ordine de idei, la ce am văzut în ultima vreme cu case de alea în care erau butelii ascunse în pod, da? Adevărul e că nu. Păi înțeleg și pe ăștia de la Radet, că poate chiar sunt unii în stare să-și tragă furtunda la calorifer în cadă să facă duș. Mai știi? Da, se poate, știi, ca să nu consume... Pe fond de display, ai paușal căldura, ai prins-o? Da. Și mă spăl de la calorifer, ce? Dacă mă de aici. Băi, dar pute apa aia, serios. Adică e norocire, chiar... ce prin caloriferele alea e urât rău. Nu chiar pute, adică oricine a scos apă din calorifere știe că pute, e nasoală, adică... Nu că e otrăvită, dar... probabil dacă scoți constant, se limpezește. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.